Gabriel, îmi pare bine că ai venit la mine ca să-mi faci o vizită, și cu asta să folosim ocazia și să spunem la stuparii noștri ce mai ai de nou la noi. Doctor, spune-ne ce mai ai de nou și ce mai ai avea să spui la stuparii noștri. Păi, ce să spun după? Așa, o iarnă nu, nu pot să -o, o caracteristic. Bună seara să le spun apicultorilor, tuparelor, cum spun eu, și bună ziua sau bună seara, nu știu cum să spun, că este ora 5 la noi. La noi 10 m noptat. Așa este și am venit pe la Marin să-l văd puțin. Astăzi, Marine, am fost, am vizitat o stupină stupina, zic că, că două, în două părți este împărțită, o parte am vizitat-o, să spun că pe aici coleala stupea e tare, au ieșit afară, ba chiar unii și polen au adus, mă că erau undeva în jur de 8-9 grade, nu au ieșit toți, foarte puțini au ieșit, se văd că unii au început să curețe, aruncă albinele care sunt moarte la urdiniș și... Aștept cu nerăbdare să intru în luna februarie. M-am pregătit și m-am făcut roz de turta energetică cu timol, pe care eu o practic în luna februarie să o pun. Și deja fac planul, discutând cu Marin, deja am început să acumulez ceva zer vreau să spun. Eu îl practic în folosire, adică ca în loc de B complex albine și plus există și varianta în praf. Vreau să vă arăt așa mi-a arătat-o și Marina aici înseamnă se poate și în varianta asta. Câteodată îi mai mângâi dacă este luna martie îi mai mângâi cu un gălbenuș de ou așa ca pentru când se e, pregătesc prăjiturile. Vreau să spun îl adaug în siropul rece Câte vreți voi să puneți, nu le strică, că aveți proteină câte vreți acolo, la fel și... În rest, vreau să spun că accept, aștept de weekendul viitor să mă apuc să-mi fac nuclee pe anul ăsta. Eu îl fac pe rame, LR și Dadant, cu trei rame m am făcut o de material și asta o să începe lucrările de weekendul viitor, din cauza că acum pot să spun că am ieșit din cu bobotează sau terminat sărbătorile de iarnă. Așa că pot să vorbesc că în pregătirile astea, pe anul acesta, este un lucru foarte important și am mai și poate mă repet în privința ramelor de trântori, dar poate ar fi interesant să vă spun din experiența mea de apicultor pentru cei tânări când selecționează mărcile și când au în stupină trântori care la terminația, la terminația trântorului este important să aveți perișori cât mai mulți și cât mai mari să fie ca o coadă de perișori la trântore să aveți la vârful antenelor să aveți culoarea albă, chiar pe aici colea și cu ochii albi, atunci pot să vă spun că aveți o calitate excepțională de material genetic în stupină. Numai să pun doctorii, să știi că Marin cu niște ani, cu mai mulți ani în urmă, au avut astfel de trânturi și chiar îți și filmați pre filmurile mele ale bătrânii. Îmi pare bine, Marine. Eu am ajuns în contact, vă spun că l-am adus în Statele Unite. Într-adevăr, atunci am adus cinci mărci, între care două erau selecționate, foarte scumpe, plătite la timpul acela, și trei erau neselecționate. Vreau să spun, acelea erau primii trânturi selectați, erau împerecheate mărcile în Noua Zeelandă. Și ce am pățit cu stupii, așa am pățit, nu mai mă repet, dar vreau să spun: au scăpat totuși trei măci din măcile respective și ele și în zi de astăzi îmi mai, îmi mai arunc, așa fracționat câteodată, acest gen de trântori. Și pentru profesioniștii care, sau tânării care vreau să aducă măzi în sănătate, este foarte important să urmărească când cumpără și să-i duc la cineva și văd stupina și dacă observă acest gen de trânturi, cred că este bine să iei de acolo mărci. Așa că, dragilor stupari, nu pierdeți timpul, nu pierdeți anul, când aveți astfel de material genetic, atunci să nu vă doară capul, pot să spun că sunteți pe drumul cel bun. Și, doctore, de când tu începi acum cu siropul, sau pune și înainte de sirop, ce faci? De când pregătesc în februarie acum, pregătesc pe luna februarie, asta o să vedem și cum este temperatura. Personal, cred că o să vină o primăvară timpurie, cred că o să vină o, o primăvară timpurie și pe cum stau mugurii la pomi. Și s-ar putea anul ăsta, eu în urmă cu poate și 30 de ani au reușit să scot miere de la salcie și cred că o să se repete anul ăsta. Poate nu peste toate zonele, dar în anumite părți cred că are să fie anul ăsta miere de la salcie. Și cum faci siropul când dai siropul? Siropul, vă spun, înseamnă până în luna martie, în jur de, o, de luna martie. Atunci încep să-i mângâi cu zăr, cu, cu cu gălbenuș de ou, cu obligator, cu polen, care am făcut rost de el. Și el este foarte important să-l. Eu de obicei îl țin în congelator, vreau să vă spun din cauza că atunci este protejat și să moare toate bacteriile și micozele, dacă sunt, sau alte boli, vreau să spun, dacă aveți puietvăros prin el, să zicem, când recolectați, așa că eu asta tot păstrez până de primăvara, până primăvara în congelator și da, da, da. este foarte bine pentru protejarea și omorârea unor boli și al numitor germeni patogeni. Ca care poți, să dai la toți că nu Nu se e. întâmplă nimic, măcar eu practic asta de vreo 15 ani și nu, nu sunt probleme de genul ăsta. Alta, tratamentul de varoa l-ai făcut peste iarna, acum în luna ianuarie? L-am făcut, în afară de 20 de nuclei așa mai slăbuți, care încă sunt vii, mă așa n-am reușit să i pachetez cum am vrut eu, dar mai pe ei nu i-am tratat, restul sunt toți tratați odată. Pot să spun că un rol important pe lângă zer și cum am amintit, gălbenușul de om mai are rost normal protofilul, care l-am tot timpul folosesc. Și câteodată, așa când am drojdie inactivă, o, o, o folosesc și pe ea. Tot urmăresc să văd cât polen vine. Asta este, înseamnă cum este luna martie. Anul trecut, dacă ține minte, era un, o lună rea, vreau să spun, pentru albine, care era frig și albinele multe au ieșit după polen, dar în două mai ajuns în ladă cu el. Și atunci supul trebuie ajutat, normal, nu? și cu cantitatea de apă care este necesară, de aceea este foarte important siropul în martie să se dea, ca să nu ies albina atât afară, în cauza de că atunci, atunci. se prepădește la apă, ducându-se, cărând apa. Așa că asta este pentru începători foarte important, ca să știe că tot timpul trebuie să aibă în una martie o cantitate de lichid acum, sub ce formă o dați, nu știu atunci mai sunt pălăriile astea care se pot, se pot pune cu, cu puțin soia și ele afară atunci când este foarte frig își găsesc locul de unde o aduc. Înseamnă toate astea trebuie puse la timp. Dacă nu le punem la timp, atunci albina se prăpădește dacă este martie urât. Dar dacă este Marte ca lumea, nici nu o să se uite la toate astea ce le facem noi și le punem, că natura le scoate afară și lor le place să lucreze, normal, așa ceva. Și pot să spun că tot la fel este foarte important cei pentru cei care cumpără ceara, să o cumpere de acum și să o pune și pe ea în congelator. Asta da, este, iarăși, re repet, congelatorul, congelatorul. De când eu l-am descoperit, eu am albine foarte, foarte sănătoase. Și așa că nu trebuie să faceți așa. Eu vă spun cum eu fac. Păi da, și... asta e și nostru. Să spunem să, cum noi facem, nu cum da, falsă, Nu trebuie nici. să facă nimeni așa. Înseamnă. Dacă are fiecare drumul lui și este bun, nu trebuie să schimbe. Nu. Eu nu mă povestesc așa la începători. Ca să nu piardă timpul să se aleagă drumul, care crede că lui este cel mai bun și cel mai scurt pentru hobby sau extra profit, pentru drumul care el și la alege. Așa că pot să-l spun ca sfat, dar dacă îl ia cineva, lea dacă nu, nu. Asta este ce să vă zic alta. O să mai vorbim și altă dată. Dar de-abia așteptăm acum să ia albinile afară și atunci să vedem cum stă situația. Astăzi am avut și temperatură de plus 7 la stupi aitare, reșit afară, ori rămas și prăneaua cât ceva. Da, interesant, cele care s-au pus pe zăpadă, acolo au rămas. Cele care s-au pus pe o buruiană sau care era, nu era sub zăpadă, era descoperită, albina a rămas vie sau care s-au pus pe acoperișul care era cald, era, era și mai bine. Chiar acolo le-a plăcut și unde era umezeal au și absorbit puțin, am văzut că trag apă. Albinele sunt sănătoase deocamdată. Acum nu m-am uitat să văd, n-am deschis la niciunul să văd cum stă gemul, dar este în față, dar este în spate, este la mijloc. Pot numai să vă dau un sfat, când albinele sunt jos. Eu când deschid stupul vreodată iarna și vreau să văd, mai ales la februarie când pun turta energetică, atunci este imediat oglinda, se vede, albinele care au miere sunt jos. Albina care este sus, înțelegeți, poate să fie că are miere, dar fiind o iarnă mai blândă, să aibă puiet și atunci caută la căldură să se ridice sus. Înseamnă asta este de la stup la stup, nu înseamnă că este o lege. În marea majoritate fug de partea de nord, ele se duc în față de obicei. Și cum se încălzește timpul, atunci o iau în spate, dar nu este regulă. Tot depinde și cum ați strâmtorat un cuib, să zicem, albina, pe ce suprafață este. Înțelegeți? Înseamnă asta este chestie individuală de la stupar la stupar sau de la o familie de albine înseamnă cum le-ați lăsat, dar le-ați strâmbtorat foarte mult sau le-ați lăsat peste toată lada, înseamnă um, ghemă așa se comportă. Um, nu e rău, nici o variantă care este nu e rău, dar dacă sunteți nesiguri, cum am spus, e bine atunci să-i puneți o turtă energetică, dacă puteți, miere la cei slabi și atunci nu o să vă gândiți că se întâmplă ceva. Sau ram sus. Sau ram sus, se poate și așa, dacă aveți în astea multe etajați, înseamnă acolo se poate direct pune ramul. Normal că se taie spetează aia la margine care e, ca să poată în încape pe orizontal. Așa că, dragilor, așa cum am dat o, 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 o mică retrospectivă la ce este, ce ne așteaptă, ce să facem, și așa fac eu, în rest, dragilor stupari, vă doresc sănătate, să aveți un an bun și să ne mai auzim când putem, din când în când. Așa că cei care vreți să mă contactați o să vedeți numărul și vă rog înainte de ceea să faceți o, un mesaj, să vă prezentați că cine sunteți și atunci putem discuta în 10 minute. Sau mai mult.